Mult stimată audiență, vă prezint în calitatea mea de gazdă participanții la evenimentul de astăzi, domnul dr. Ion Chesov, conferențiar universitar, șeful Direcției Generale Politici în domeniul serviciilor medicale integrate de la Ministerul Sănătății din Republica Moldova și doamna Rafael Robelin, coordonator pentru situații de urgență, Organizația Internațională pentru Migrație. Stimate domnule Chesov, stimată doamnă Robelin, evenimentul de recepționare a unui lot de medicamente destinate pacienților cu afecțiuni oncologice donate de către Organizația Internațională pentru Migrație și Guvernul Japoniei se desfășoară pe teritoriul Institutului Oncologic, unica instituție de acest profil din țară care acordă asistență medicală refugiaților, inclusiv refugiaților din Ucraina. De la începutul războiului, Republica Moldova a primit cel mai mare număr de refugiați raportat la numărul de locuitori. Potrivit ultimului raport al ONU, Republica Moldova este prima în topul țărilor care au primit refugiați din Ucraina cu aproape 1400 de oameni raportați la 10.000 locuitori. Din cei 102.000 refugiați rămași în Republica Moldova, circa 49.000 sunt copii. În primele valuri erau și cetățeni ai altor state, nu doar ucraineni, și am avut mult de lucru ca unica instituție cu specific oncologic din țară să acordăm ajutor tuturor celor care ne-au trecut pragul. Împreună cu colegii mei de la Institutul Oncologic am lucrat și lucrăm intens pentru a ajuta cetățenii ucraineni cu asistență medicală oncologică. Chiar din primele zile ale războiului, acest sprijin acordat poporului ucrainean a fost consolidat. La moment, sunt la evidență în Institutul Oncologic 245 refugiați cu cancer. Din fondurile de asistență medicală ale CNME putem acoperi doar urgențele medico-chirurgicale. Pentru restul cazurilor de tratament complex și continuarea tratamentelor, cu coordonarea Ministerului Sănătății se oferă relocare în una din țările Uniunii Europene, Marea Britanie sau Norvegia. Dar nu toți refugiații doresc sau pot să fie relocați, motive fiind diverse, limbă, cultură, distanță, membrii familiei și așa mai departe. Pentru cei ce doresc să rămână în Republica Moldova, cu suportul Ministerului Sănătății și partenerilor săi, sunt precăutate modalități de suport și tratament aici, pe loc, în Republica Moldova, sau modele de tratament circular, cum ar fi tratamentul circular Moldova-România. Și evenimentul de astăzi face parte din ansamblul de acțiuni dedicate suportului pacienților cu cancer refugiați din Ucraina, dar și consolidarea capacităților de tratament pacienților cu cancer din Republica Moldova. Pe lângă criza de refugiați, războiul a contribuit și la dificultăți în aprovizionare cu medicamente, majoritatea până la război fiind importate din Ucraina, Rusia sau Belarus. De asemenea, a fost afectată și logistica importului de medicamente, portul Odessa fiind blocat. Pentru a răspunde la situația de urgență, Organizația Internațională pentru Migrație, în coordonare cu Ministerul Sănătății și cu suportul Guvernului Japoniei, au donat Institutului Oncologic medicamente destinate tratamentului oncologic. Aceste acțiuni au fost implementate în cadrul proiectului Asistență Umanitară pentru Ucraina și țările vecine, cu obiectivul general de a contribui la eforturile Republicii Moldova în planul urgent de pregătire și răspuns la criza refugiaților din Ucraina. Dorim să vă informăm că astăzi Institutul Oncologic a fost livrat un lot de medicamente destinate tratamentului oncologic atât pentru refugiații din Ucraina, dar și pacienților din Republica Moldova, în sumă totală de 155.460 dolari americani. Deci donația a fost efectuată de către Organizația Internațională pentru Migrație. Deci medicamente menționate, erlotinib, hidrochlorid și soluții perfuzabile pentru diluția chimioterapicilor, cum ar fi soluții natriu-clorid și soluții glucoză, dar și pentru hidratare. Stimată audiență, se spune că Republica Moldova găzduiește un oraș de refugiați ucraineni, lucru deloc ușor în contextul zilelor noastre, iar majoritatea refugiaților sunt adăpostiți în casele noastre. Iată de ce dorim să ne aducem recunoștință pentru donația de astăzi, mii de mulțumiri din partea întregului colectiv al Institutului Oncologic și tot respectul și prețuirea mea pentru gestul domniilor voastre și pentru tot ceea ce faceți. Vă mulțumim pentru sprijin și vă suntem profund recunoscători. Îmi permiteți să-i ofer cuvântul domnului dr. Ion Chesov, conferențiar universitar, șeful Direcției Generale Politici în domeniul serviciilor medicale integrate ale Ministerului Sănătății. Domn doctor. Vă mulțumesc mult, domnul director Baltaga, onorați asistență, stimați oaspeți, dragi colegi.
Permiteți-mi cu această ocazie să transmit cordialele salutări ale doamnei ministru, care din, în pofida unor motive obiective nu a putut să se alăture acestui eveniment astăzi. Și aș vrea să menționez că acordarea sau asigurarea continuității tratamentelor cronice pentru refugiații din Ucraina a fost unul din obiectivele și rămâne a fi unul din obiectivele Ministerului Sănătății de la prima zi a crizei din țara vecină. Și în acest context au fost depuse eforturi importante pentru a asigura asistența medicală atât pe urgență cât și pe linii de tratament cronic. Iar pacienții oncologici sunt un grup de pacienți cu niște nevoi cu totul deosebite, cu niște nevoi cu speciale în termen de tratament, în termen de reabilitare, în termen de restabilire sau întoarcerea acestora în comunitate și asigurarea unui confort social pentru aceștia. După cum a fost menționat de către domnul director, Ministerul Sănătății împreună cu partenerii de dezvoltare, împreună cu prietenii Moldovei au lansat o strategie hibridă de acordare asistenței medicale pentru pacienții oncologici, care a presupus și presupune o colaborare largă cu multe organisme internaționale, o colaborare care ar însemna nu doar acordarea de asistență medicală sau crearea de condiții pentru continuarea asistenței medicale, cât și exerciții de evaluare a sistemului oncologic de la noi din țară, pentru că și până la criză sistemul oncologic, acordarea asistenții pacienților oncologici a fost una din prioritățile ministerului. Și ne bucurăm astăzi că datorită acestor eforturi conjugate ale administrației Institutului Oncologic, ale partenerilor de dezvoltare și ale Ministerului, asistăm astăzi la această donație de medicamente necesare pentru a continua tratamentul atât al refugiaților din Ucraina, cât și al cetățenilor Republicii Moldova. Și în acest context aș vrea să mulțumesc mult atât Organizației Internaționale pentru Migrare, cât și guvernului Japoniei pentru tot suportul și sprijinul acordat. Totodată țin să menționez foarte mult și munca de zi cu zi pe care o fac colegii de la Institutul Oncologic pentru a asigura asistența medicală atât pacienților naționali cât și refugiaților și, în general, tuturor colaboratorilor medicali din țară care reușesc să facă față la această presiune care există pe sistemul de sănătate și să-i sprăvesc cu sarcinile lor cu brio. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc și eu, domnule conferențiar Ioan Chesov. Și acum, onorată asistență, am onoare să-i ofer cuvântul doamnei Rafael Robelin, coordonator pentru situații de urgență, Organizația Internațională pentru Migrație. The floor is yours. Thank you so much. Thank you. I would like to say a few words and I will say them in English and my colleagues will translate afterwards. So, dear Mr. Baltaga and Mr. Kosov, I'm really happy to be here for the first donation of the medicines and medical consumables that will really ensure the continuity of cancer treatment for the Ukrainian refugees, third country nationals and overall people on the move. As we know, the conflict in Ukraine has created a regional humanitarian crisis. We have close to 17% of the population in Ukraine that is internally displaced and over 5.9 million of people who have fled their homes and on the move to neighboring countries. And that includes in and through Moldova. And the Republic of Moldova has demonstrated a lot of generosity and openness in welcoming and providing support to the refugee population. Since the beginning of the conflict and in continuity to the work that had been done in country, the International Organization for Migration has continuously worked alongside the Moldovan government in ensuring readiness and providing response at points of entry in refugee accommodation centers and in health facilities.
IOM priority is certainly the safety and the protection of those fleeing the country, including and very importantly the third country nationals, but also to ensure the ability to access assistance, including health support and health services. This is why we're providing life-saving items to support the continuity of care for the most vulnerable people displaced due to the ongoing hostilities in Ukraine, in particular women, children, the elderly, and people living with disabilities and chronic disease. And to do so, we're doing it by continuously supporting the strengthening of the public health system. As a result of the influx of refugees and third country nationals in country, the healthcare system has seen a bit of strain. It has been a strain on the national health budget due to the costliness of this treatment and also a shortage of specialized medicine. This is why we're very happy today to be donating to the Oncology Institute some of the most urgent specialized medicine and consumables used in cancer treatment. The total value of the donation is over American US dollars, and the medicine will ensure the continuity of the oncological treatment in the Republic of Moldova. And in the same action, we also aim to support the supply chain of the Ministry of Health, particularly through the direct coverage of costs for the exceptional medical expenses, and this through direct engagement with the Oncology Institute and with the procurement and donation of equipment and medicines that will support refugees and people in the move, and also the host communities and the Moldovan government. So this is again my real pleasure to be representing IOM today, the UN Migration Agency and the mission in Moldova. And I would like again to emphasize the productive collaboration with the Ministry of Health and the enormous and generous contribution of the government of Japan. So thank you again to the Oncology Institute and to the Ministry of Health for the continued openness and coordination. And as usual, we look forward to our continued collaboration. Thank you so much. Urma traducerea, da. În continuare va urma traducerea discursului domnei Robelin, Rafael. Stimate domnule Baltaga, stimate domnule Kesov, îmi pare bine să fiu aici alături de dumneavoastră pentru prima donație de medicamente și consumabile medicale care vor asigura continuitatea tratamentului împotriva cancerului pentru refugiații ucraineni și cetățenii țărilor terțe. Conflictul din Ucraina a cauzat o criză umanitară regională. Peste 8 milioane de ucraineni, care reprezintă circa 17% din populație, sunt strămutați în interiorul țării, iar aproape 6 milioane și-au părăsit deja țara. De la începutul escaladării conflictului, Organizația Internațională pentru Migrație a susținut în mod continuu Guvernul Republicii Moldova în măsuri de pregătire și răspuns urgent la punctele de intrare în țară, centrele de cazare pentru refugiați și unitățile de sănătate din Republica Moldova. Prioritatea numărul 1 a OIM este siguranța și protecția tuturor celor care pleacă din țară, inclusiv cetățenii țărilor terțe, și capacitatea acestora de a primi ajutor, asistență medicală și alte necesități care sunt acum urgente. OIM oferă asistență umanitară care salvează viețile celor mai vulnerabile persoane strămutate din cauza ostilităților în curs din Ucraina, în special femei, copii, vârstnici și persoane cu dizabilități sau boli cronice. În ceea ce privește sistemul de sănătate din Republica Moldova și ca urmare a fluxului de refugiați ucraineni în țară, furnizarea de servicii medicale specializate, inclusiv tratamentul cancerului, a pus o presiune majoră asupra bugetului național de sănătate cauzată de costul acestor tratamente și lipsa medicamentelor necesare. În acest sens, misiunea OIM în Moldova a donat Institutului Oncologic cele mai necesare medicamente de specialitate și consumabile medicale utilizate în tratamentul cancerului. Valoarea totală a donației de astăzi este de $155.500. Medicamentele furnizate vor asigura continuitatea tratamentului oncologic în Republica Moldova.
În cadrul acestei acțiuni, OIM își propune în continuare să susțină Ministerul Sănătății și Institutul Oncologic prin oferirea serviciilor medicale refugiaților din Ucraina. De asemenea, prin achiziționarea și donarea de echipamente și medicamente specializate care vor ajuta refugiații din Ucraina. Reprezentând OIM, Agenția ONU pentru Migrație în Republica Moldova, aș dori să subliniez colaborarea productivă cu Ministerul Sănătății și contribuția enormă a Guvernului Japoniei. La final, aș dori să mulțumesc Institutului Oncologic pentru deschiderea și coordonarea productivă pe care o vom continua în viitor. Thank you very much, Rafael Robelin, and your nice team. And this event is just a part of actions which are projected. We are very grateful for this. Vă mulțumim, doamnă Rafael Robelin. Evenimentul de astăzi are o semnificație aparte pentru instituția noastră. Iată de ce vă mulțumim tuturor participanților pentru gesturi de implicare și dăruire în contextul crizei refugiaților din Ucraina. Vreau să duc sincere mulțumiri și admirației colectivului Institutului Oncologic pentru activitate în condiții dificile, deci trecând de la o criză pandemică la în altă criză, criza condiționată de război. Vreau să duc mulțumiri suportului Ministerului Sănătății, deci oferit din Ministerul Sănătății, personal doamnei ministru, astăzi Ministerul fiind reprezentat de către domnul conferențiar Chesov Ion, Organizația Internațională pentru Migrații, doamna Rafael Robelin și echipa sa, deci doamna Violina Nazaria, doamna Eugenia Cibotaru și echipa de translatori. Deci mulțumim tuturor și sperăm să colaborăm cu dumneavoastră și pe timp de pace. Și în final îmi permiteți să invit doamna Rafael Robelin pentru a semna actul de donație. If I may invite you for the to sign the doctor. Deci, stimați reprezentanții presiei, vă invităm în farmacie, deci ceea ce vedeți dumneavoastră este doar o parte, deci apreciem lucru companiei de transport, logistică, deci ei au fost foarte operativi, n-au putut să stea aici cu camioanele ca să ne aștepte pe noi, așa că o parte din medicamente sunt deja în farmacie. Vă invităm să, deci dacă aveți dorință, să luați imagini și de acolo. Și vă mulțumim încă o dată că ați dat curs invitației noastre. Awesome.